Până astăzi, 19 martie, pe teritoriul României au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19, 25 de persoane infectate au fost declarate vindecate și externate, 16 la Timișoara, 8 la București și 1 la Iași. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 17 noi cazuri de îmbolnăvire, astfel 4 la Suceava, 3 la București, 2 la Cluj, 2 la Bistrița-Năsăud, 2 la Covasna și câte unul la Iași, Dolj, Ilfov și Constanța. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 19 și 67 de ani. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 3822 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID-19. Alte 33709 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4973 de teste. Dintre acestea, 4696 au fost cu rezultat negativ, adică persoanele de la care au fost prelevate muestrele analizate nu sunt infectate cu COVID-19. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1482 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 5427 la linia Tel Verde 0800 800 358, deschisă special pentru informarea cetățenilor. Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia Tel Verde 0800 800 358. Numărul Tel Verde nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor plus 4021 320 2020. Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp.